Accident în Lanț, în capitală. 4 mașini s-au tamponat violent pe Bulevardul Dacia, nu departe de intersecția cu Bulevardul Traian. Totul a avut loc în seara de 24 februarie, în sectorul botanic al capitalei. Imaginile de la fața locului au fost plasate pe o rețea de socializare. Din imagini se văd 4 mașini accidentate. Cel mai probabil, autoturismul din față, din motive neclare, ar fi frânat brusc, iar celelalte 3 autoturisme nu ar fi păstrat distanța dintre mașini și s-ar fi izbit una de alta. Preliminar, nu au fost înregistrate victime. Din cauza accidentului rutier, în zonă s-au format ambuteiaje și s-a circulat dificil. Deocamdată nu este clar cum s-a produs accidentul de circulație. Reprezentanții de la Poliția Capitalei nu au fost de găsit pentru a oferi mai multe detalii. Provocarea accidentului rutier, care s-a soldat numai cu pagube materiale, se pedepsește cu amendă de până la 1.500 de lei și cu până la 6 puncte de penalizare. Cercetările pe caz continuă.